Un grav accident rutier a blocat traficul pe breteaua de ieșire de pe centura Bacăului după ce un autoturism a ieșit de pe carosabil și a luat foc. Incidentul a avut loc pe breteaua de ieșire de pe autostrada A7 către drumul 2F în apropierea localității Holt. Pe fondul vitezei excesive, o femeie în vârstă de 51 de ani a pierdut controlul volanului, a lovit un parapet metalic de protecție după care s-a răsturnat. La scurt timp, autoturismul a fost cuprins de flăcări, șoferița a rămas încarcerată și în ciuda intervenției pompierilor, aceasta nu a mai putut fi salvată, fiind declarat decesul. Traficul rutier a fost blocat minute bune.